Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect. Poate vă dați seama deja, astăzi vom lucra o pereche de cercei. Pentru aceștia vom avea nevoie de firul de bumbac. Eu întotdeauna îl numesc firul de macrame, firul de bumbac de culoare roșie și de culoare verde. Vom avea nevoie de o pereche de suporturi pentru cercei. Melană pentru umplutură, acul pentru cusut, foarfece, firul despărțitor și croșetul. Vom lucra cu croșetul 1,05. Firul meu de bumbac, de macrame, atât cel verde cât și cel roșu, pot fi lucrate cu un croșet cuprins între numărul 3, 3 și jumătate. Însă, pentru a avea un rezultat mult mai bun, voi folosi acest croșet. Și vom începe lucrarea, vom da deoparte materialele, vom începe lucrând în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Deci, primul picioruș scurt nu îl vom pune la socoteală. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. Acest prim picioruș întotdeauna ne va ajuta să închidem lucrarea. 1. Veți vedea, este un proiect frumos. 2. 3. 4. 5, 6, vom închide cercul magic, trage firul, nu vă preocupați de firul care rămâne înăuntru, va face de umplutură și vom închide cercul magic cu picioruș alunecat, așa cum închidem de obicei. Acum, următorul lucru va fi ca în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe să lucrăm câte un picioruș scurt. Deci, la sfârșitul rândului, noi vom avea 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Din acest moment vom pune firul despărțitor, pentru că vom avea nevoie de el. Vom întoarce lucrul apoi în modul în care să-i dăm formă și în corespondența fiecăruia dintre cele 6 piciorușe scurte, noi vom face o înmulțire. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am făcut deja prima înmulțire, voi face cea de-a doua, după care vom continua singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Următorul rând, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra câte un picioruș scurt. Astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci fiecare piciorușă lucrăm în modul în care se prezintă. Vom continua singure, ne întâlnim la capătul rândului. Și acest rând, acum vom continua lucrând un picioruș scurt, iar în următorul vom face o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Continua lucrând piciorușe scurte, deci aceste 18 piciorușe scurte pe care le-am obținut în rândul anterior le vom lucra
așa cum se găsesc, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Continua, următorul rând vom lucra două piciorușe scurte, 1, 2, după care vom face o mulțire. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Rând vom continua lucrând cele 24 de piciorușe scurte așa cum se găsesc, deci picioruș după picioruș, fără mulțiri. Poate încet ați început să vă dați seama despre ce este vorba, dacă nu, oricum va fi o surpriză pentru dumneavoastră. Vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Lucrând două piciorușe scurte, 1, cel de-al doilea, lucrez atât de strâns că intru foarte greu cu croșetul, după care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Lucrând fiecare picioruș așa cum se găsește, deci la sfârșitul rândului vom avea din nou 18 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Continua următorul rând lucrând un picioruș scurt. Nu reușesc să-l văd bine, acum am văzut, un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra singure, după care ne vom întâlni pentru a continua. Am terminat acest rând cu 12 piciorușe scurte, am umplut cu melană, după cum vedeți este o căpșunică foarte frumoasă. Acum vom face scădere după scădere pe întreg parcursul rândului. Deci vom scădea, vom face scăderi repetate și la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. 2, cea de-a treia scădere, patru, trebuie să fiți atente aici, acum voi face ultima scădere. Am ajuns la capătul rândului, vom scurta firul, vom lăsa o bucățică cât să închidem lucrarea. Aceasta o vom închide cu ușurință, dumneavoastră știți deja modul în care putem închide. Cu acul vom intra de jur împrejur. Acul cu ață și acum voi intra încet de jur împrejur. Și voi închide căpșunica, după care vom trece la executarea frunzei și vom termina lucrarea. Firul îl vom pierde undeva, de desubt, ca de obicei. Deci am închis-o bine aici. Vom închide ca de obicei și vom pierde firul, după care îl vom scurta. Și astfel am terminat partea cea mai importantă a lucrării. Acum urmează să facem frunza de deasupra
Și apoi vom monta cercelul. Voi folosi firul verde, așa cum vă spuneam. Voi face un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Mi-a venit această idee pentru că eu cândva am lucrat căpșunica pentru un tort. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic. Așa cum vă spuneam câtva timp în urmă, eu am lucrat căpșunica pentru un tort, am făcut un tutorial pentru doamna Mariana Cioc și de acolo mi-a venit ideea să fac și o pereche de cercei. Acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o înmulțire. Deci, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Cele 12 piciorușe scurte. Acum voi intra în următorul picioruș. Voi face un picioruș scurt, după care voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, mă voi întoarce în jos și voi face un picioruș scurt. Voi lua firul pe croșet. În următorul ochi de lanț voi face un picioruș dublu redus. Din nou firul pe croșet. În următorul ochi de lanț, din nou un picioruș dublu redus. Vom sări un ochi de bază. Vom intra în următorul și vom închide cu picioruș scurt. În felul acesta formăm frunzele. Continui un picioruș scurt în următorul picioruș. Din nou 4, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Din al doilea pornim în jos cu un picioruș scurt. Un picioruș dublu redus, un pic să-l găsesc. Țin mâinile foarte departe și mi este greu. Din nou, cel de-al doilea picioruș dublu redus. Voi sări un ochi de bază, voi intra în cel de-al doilea și voi închide. După care, din nou, un picioruș scurt și vom continua. Vom continua astfel până la sfârșitul rândului, iar noi ne întâlnim ca să completăm căpșunica. În corespondența ultimei frunzulițe, după cum vedeți, am executat 6 astfel de frunzulițe, voi închide, deci voi sări un ochi și voi închide lucrarea cu fir alunecat, vom scurta firul, însă vom lăsa o bucățică cât să putem coase în felul acesta și vom începe montarea propriu-zisă a cercelului. Eu celălalt mi l-am pregătit deja din timp. Vedeți ce frumușică este și frunzulița. Acum vom pune acul și vom aplica acel suport care ne va ajuta să punem în ureche cercelul. Veți vedea imediat cum, doar să nimeresc să pun în ac. În felul acesta voi întoarce. Vedeți, este firul cu care am închis cercul magic. Voi intra aici dedesubt, pe mijloc. Voi lua suportul și practic îl voi coase aici pe mijloc exact. Îi voi da și cea de-a doua cusătură pentru a întări
și a dat stabilitate suportului. După care vom ascunde firul dedesubt și îl vom scurta. Vom ascunde modul în care să putem să-i dăm și un pic de siguranță. Vedeți, fac un nod, după care îl voi face pe cel de-al doilea nod. Voi face cel de-al doilea nod. M-am exprimat greșit, vă rog să mă scuzați. Sunt un pic obosită și scapă cuvintele. Așa. Din acest moment putem să spunem că lucrarea noastră este aproape gata. Suntem aproape de final. Nu rămâne decât să aplicăm frunzulița pe căpșunică și să ne bucurăm de ceea ce am reușit să realizăm. Voi intra un pic cu acul aici într-o parte, pentru a nu se vedea unde am închis, ați văzut, și voi fixa deasupra, voi începe să cos încet, voi da câteva cusături, în modul în care toată lucrarea să fie fixă. Vedeți, în felul acesta, foarte ușor. Acum este sezonul căpșunelor, de ce să nu facem și cercei? În acest mod, vedeți, am întărit un pic aici, i-am dat stabilitate, după care voi ascunde firul undeva dedesubt. Acesta. Voi intra undeva dedesubt și îl voi pierde pentru a-l ascunde apoi. Și uitați-vă, am realizat ceva frumos, atrăgător. Așa cum am mai spus, cerceii fac parte integrantă din vestimentația unei femei și de ce să nu purtăm chiar și acești cercei croșetați de noi. Sunt foarte, foarte frumoși și dau o notă de eleganță. Îi putem asorta cu orice, cu eșarfă, cu geanta, cu hainele pe care le purtăm. Acum voi da totul deoparte. Vă voi arăta și cea de-a doua căpșunică. Uitați-vă, aceasta este ceea ce am vrut să vă prezint astăzi. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana și vă doresc vizionare plăcută. La revedere!